cumva. Sper că v-a plăcut mișcarea pe care v-am făcut-o în dimineața aceasta. Acum suntem pe canapea și suntem alături de Alexandra Condur, căruia spunem bună dimineața. Bună dimineața, Alexandra. Bună dimineața, Alex. Bine v-am găsit. Îți mulțumesc că te-ai trezit, că ai venit aici. E o dimineață frumoasă, merită să te trezești. La matinalul de vacanță, în aer liber. E foarte frumos aici, îmi place. E foarte frumos, nu? Da. Nu ne place. Alexandra, spune-ne, te rog frumos, de ce ai venit tu astăzi? Hai să te întreb așa, ce să mai... Să vorbim despre Marșul Feminității, în primul rând, care va avea loc sâmbătă și ce mai pregătim pentru weekend. Pregătești multe lucruri și lansări de carte și evenimente marșul. Și tot felul de lucruri. Haideți să vorbim despre Marșul Feminității. Spune-ne, te rog frumos, ce este acest marș? Acest marș este o întâlnire, în primul rând. Ne vom vedea sâmbătă la ora 16 în Piața Sfatului. Trebuie să spun că această idee este a numerologului și psihologului Anatol Basarab, el predând cursul de puterea și mistica feminină, și a zis de ce să nu facem o tradiție, să nu aducem feminitatea în piață, să ne admire toată lumea, și de asemenea să atragem un semnal de alarmă, să zic așa, pentru a arăta celorlalte femei, în special celor tinere, că merită să fie feminine, mai ales că acum în ultima perioadă este o modă de a fi mai masculină. Da, și mai... au cam uitat femeile să fie feminine și e păcat, zic eu, e trist. Da, deci bine, nu și e tot mai mulți bărbați devin așa, merg spre feminitate. Păi, trebuie să existe un echilibru și dacă noi ne ducem spre masculinitate, atunci ei vin spre feminitate și atunci echilibrul se păstrează. Dacă noi rămânem feminine și ei vor rămâne masculini. Și atunci... Ce se va întâmpla mai exact? Mai exact, ne vom întâlni la Fântâna Arteziană. Cele care vor să participe, nu contează vârstă, nu contează naționalitate, deci dacă sunt și turiștii, le primim cu drag. Trebuie să fie îmbrăcate frumos, feminin, și asta înseamnă rochie lungă, vaporoasă de vară, că tot e cald afară, e frumos. Chiar dacă va ploua, noi vom fi acolo, vom fi cu umbrela. Și ne vom plimba pe Republicii, prin Piața Sfatului, să atragem efectiv atenția celor din jur. Ne vom avea o scurtă filmare, va fi cineva care ne va filma și ne va fotografia, deci vom păstra amintirea și la final vom provoca un alt oraș. Vor provoca un alt oraș. Și eu zic să provocăm Sibiu, că e aici aproape. Eu avem și un invitat întotdeauna de la Sibiu în curând. Eu vin de la Sibiu, așa că e foarte simplu. Cu drag. Eu sper în fiecare oraș să se facă acesta. Ne mutăm și noi cu emisiunea, să știți. Dacă faceți marșul la Sibiu, ne mutăm și noi. Transmitem din Piața Sfatului din Sibiu. De ce nu? Oricum, vrem să facem o tradiție. Anul viitor ne-am propus deja să fie de sânziene, da? Să avem și acea parte de coroniție, să aibă un impact și mai mare. Și de ce nu să se răspândească la nivel național? S-au anunțat până acum participante? Da, deja suntem peste 20 de participante. Peste 20 de participante. Și cu siguranță se vor mai găsi până atunci. Sunt convins de lucrul acesta, mai ales că este weekend, mai ales că vreți să chemați și turiștii alături de voi. Haideți să te întreb, ce ar trebui să aibă o femeie ca să fie feminină? Da, dacă mă întreb pe mine, pentru că eu am tins spre această parte și încă lucrez cu mine, de ce să ascund acest lucru, în primul rând atitudinea, modul, gingășia, emoția, până la urmă noi femeile suntem mai emotive, mai transmitem o anumită căldură, da? Pe când bărbații sunt mai un picuț mai reci, poate mai distanți. Și de asemenea modul de a te îmbrăca, chiar dacă porți pantaloni, e drept, recunosc, port destul de mult pantaloni, contează cum îi porți. Trebuie totuși să rămână acel aer feminin. Și cred că și tu îți dai seama când te uiți la o femeie, îți dai seama dacă e feminină. Că dacă calcă foarte apăsat și vine așa ca un bărbat spre tine, simți că energia ei nu prea mai e feminină, deja s-a dus spre masculină. Deci, vreau să te întreb, când erai mică, jucai fotbal cu băieții? Da! Da, am fost mai băițoasă. Da, uite, asta nu înseamnă că ai lăsat feminitatea deoparte. Există acțiuni în care ne putem implica și noi ca femei, dar de zi cu zi trebuie să rămânem feminine, mai ales că suntem cele care aducem schimbarea, care dăm viață, da? Și până la urmă era un proverb, educi o femeie, educi o generație, educi un bărbat, educi un bărbat. Da, trebuie să fiu de acord cu tine aici. Toate sunt mai plane, era vorba aceea, în spatele unui bărbat puternic
există tot timpul o femeie puternică. Așa, așa că, da, trebuie să vă mulțumim că existați, că fără voi nu s-ar putea. Și nici noi fără voi, de ce să nu recunoaștem? Deci trebuie să conviețuim și să ne păstrăm așa direcția. Alexandra, aș vrea să te mai întreb, de ce crezi că femeile tind spre masculinitate? Am discutat ceva mai devreme despre acest aspect și aș vrea să te întreb, de ce crezi că se întâmplă asta? De ce crezi că uită să fie feminină? Crezi că își se încarcă cu toată, nu știu, energia negativă, cu preiau din lucrurile bărbaților pentru că bărbații au devenit prea comozi și nu le mai fac? Sau, ar fi mai multe puncte, dacă mă întreb din punct de vedere numerologic, e posibil să aibă multe cifre masculine în spate și chiar să aibă dorința și tendința de a deveni mai masculine, fără chiar să-și dea seama. Iar în ceea ce privește din punct de vedere social, dacă stăm să ne gândim, ne-am dorit o oarecare egalitate, ne-am dorit-o foarte mult până în pânzele albe și uităm și câteodată am fi în stare să muncim și să cărăm saci de ciment cot la cot cu bărbații, cu toate că nu suntem create fizic, biologic pentru așa ceva, dar cred că societatea și dorința de a avea mai mult și momentul e ca în cuplu și când vine vorba de masculinitate și feminitate, e ca un dans de tango, să spunem, da? Un dans de tango. Haideți să le reamintim un pas înainte, unul înapoi, unul spre Republicii. Haideți să vedem. La Fântână e întâlnirea, în Piața Sfatului din Brașov. Data? 15 iulie. Și ora? Ora 16. Ora 16, 15 iulie. Da. Așa că vă urez succes la marș. Mulțumim. O să vin și eu să vă pozez de pe margine. Chiar te rog. Mulțumesc frumos, Alexandra. Mulțumesc mult de invitație. Dragilor, schimbăm invitația, așa că luăm un scurt moment, un promos foarte, foarte scurt și revenim în direct. Poarta Ecaterinei este una dintre cele mai vechi, dar cu siguranță cea mai frumoasă poartă care și-a păstrat aspectul original până astăzi. A fost numită Poarta Superior, Porta Corpus Christi sau Porta Sancte Caterine, ultima denumire fiind folosită și în prezent. Se află chiar lângă Poarta Șchei și a fost timp de câteva secole singura poartă care străpungea zidurile vestice ale cetății. Clădirea păstrată cu patru turnulețe ca semn al jurisdicției era prevăzută cu un pod mobil cu lanțuri pentru asigurarea trecerii peste șanțul cu apă, iar în interior erau galerii de lemn amplasate pe mai multe rânduri pentru apărători. Iată că am revenit în direct, suntem aici în cortul fan matinal de vacanță, alături de Bogdan Sărătean, căruia îi spunem bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Bine ai venit la Cristian, bine ai venit la fan matinal. Vă spuneam că vom avea un sibian în direct, iată că este alături de noi. Bogdan, ai venit în cadrul festivalului Carfest, spectacol pe care îl putem urmări astăzi și aș vrea să ne spui despre ce este vorba. Da, azi la ora 8, Născut în 90 este numele spectacolului, este o producție Bisteatru. Bisteatru este o companie tânără, evident independentă, din Sibiu. Și spectacolul e creat de trei actori născuți în anul 1990. Claudiu Fălămaș, Andrada Grosu, Anea Opriș, trei actori care și-au istorisit poveștile lor de viață ordonate de un dramaturg. Eu am regizat, am ordonat spectacolul, să spun. Sunt și multe documente video acolo în spectacol. E construit așa, în contradicția asta între copilăria lor, copilăria atât de pură oriunde s-ar întâmpla ea, și realitățile sociopolitice din anii 90 din țara noastră. E un spectacol pe care îl jucăm deja de mai bine de 2 ani cu mare succes, a fost și premiat la Festivalul Național de Teatru Independent și l-am jucat cam peste tot, pentru că el poate fi adaptat, l-am jucat în școli, în biblioteci, în aer liber, în localuri, în teatre, în sală studio și iată, am ajuns cu mare bucurie și la acest festival. Și o spun cât se poate de onest, pentru că am văzut care e specificul festivalului ăstuia, am văzut care e publicul de aici, un public pe care noi ne-l dorim, pentru că este atât de cald, de primitor și de dornic de experiențe de genul ăsta, de teatru.
De mult nu mi-a mai fost dat să văd oameni stând la coadă în felul ăsta pentru a intra la un spectacol de teatru. Pentru Bulceașcă. Exact. Și am fost în acest festival anii trecuți cu producția de teatrului Radu Stanca, atât cu Electra, cât și cu Romeo și Julieta, un spectacol pe care l-am făcut cu studenții de atunci, care acum sunt actori. Anul trecut trebuie să recunosc că te-am văzut aici pe scenă la Electra, da. Și te-am văzut și la Sibiu. Da, mai pășesc și pe scenă, mai rar ce-i drept, dar... Pășesc. Și ne-am dorit să venim aici. Aș vrea să te întreb, tu, Bogdan Sărătean, cum vezi diferența între, să spunem, născut în 90 și tu ca individ? Pentru că tu nu ești chiar născut în 90, ești... ai câțiva ani, da, în, da, față. Da. Mulți în față, da. Eu am descoperit generația asta. În primul rând mi-au fost două dintre actrițele din distribuție, mi-au fost chiar eleve la liceul de teatru din Sibiu, la liceul Onisifor Ghibu. Cum vezi diferența între generații? E de bine. Pot să spun că e de bine. Și ei conștientizează și înțeleg lucrurile altfel. E un nerv al schimbării care sper să funcționeze în continuare, să nu amorțească. Dar ce crezi că îi motivează pe tinerii actori să joace, să lupte, să apară pe scenă? Pentru că trebuie să recunoaștem, condiția actorului în ziua de astăzi nu mai este cea, da, de odinioară. Nu îi motivează nici marile câștiguri financiare, dar în cazul ăsta nu cred că putem generaliza, dar sunt tineri actori care sunt și artiști, care sunt conștienți de locul lor în lumea asta, adică devin conștienți și creativi exact în felul ăsta. Și ce mai e interesant cu spectacolul ăsta, că ei făcând acest spectacol, lucrând la acest spectacol, au conștientizat ceea ce ce se întâmpla în țara noastră, schimbarea care s-a produs în anii 90 și faptul că lucrurile nu sunt, cum să spun, they don't take it for granted, știi? Nu sunt așa, ok, ni se cuvine libertatea, ni se cuvine, e ceva pentru care alți tineri au luptat atunci când ei se nășteau în anul 90, chiar așa începe spectacolul, au luptat pentru genul ăsta de libertate, pentru ca noi să putem spune încă astăzi lucrurilor pe nume. Încă. Și cred că ei trag un semnal de alarmă și către cei mai tineri decât ei în direcția asta, în sensul că trebuie să lupți totuși pentru a-ți apăra libertățile, dar în primul rând trebuie să le conștientizezi. Și am avut reacții de tot soiul la aceste spectacole pe care le-am jucat și în cadrul proiectului Teatrul din Cartier în Sibiu, adică am mers prin cartiere din Sibiu către oameni, către tineri care nu merg în mod normal la teatru. Și oamenii sunt receptivi. Da, și reacționează într-un fel foarte interesant. Ultima curios. Noastră întâlnire era la Ce Bună-i Dimineața, la Antena 1 Sibiu, da, da. Și ne vorbeai despre 24 de ore de teatru. Da, 25 de ore. 25 de ore, exact. Cu Moț, da. Cea mai lungă zi. Da, spectacolul ăsta s-a jucat, evident, și la 25 de ore de teatru non-stop. Și iată că oamenii vin la 25 de ore de teatru, la teatru în cartier, la... Aici, sat, la Cristian, la Cartfest, unde e un fenomen deja, despre care se aude, despre care... E omul de rând doritor de cultură, doritor de teatru, doritor să-și depășească condiția? La noi, da. Se vede asta ca noroc. Nu știu... Dar sunt sălile pline și încă nu am avut probleme de genul ăsta. Oamenii vor să vadă de toate vârstele, adică tinerii și nu numai ei. Și spun că suntem norocoși pentru că tocmai am venit dintr-un turneu cu Teatrul Radu Stanca în Luxemburg, unde ne povesteau actorii de acolo că e mult mai greu să aducă oameni în sala de teatru. Chiar e o problemă. Poate... Să fie de vină actul artistic. E foarte greu să găsească, să se regăsească în piesele respective, în actul al actorului. Poate și pentru că sunt atât de divers, pentru că acum, cel puțin în cazul Luxemburgului, e o infuzie de asta de emigranți, ceea ce nu e deloc rău din punctul meu de vedere, adică sângele se împrospătează. Sau și din pricina unei saturații, adică, dar încă românii, cum am spus, de toate vârstele,
se refugiază în sala de spectacol unde nu găsesc doar entertainment. După 90 am avut o absență a teatrului, să spunem. Nu a fost atât de vizibil cum începe să fie acum. Crezi că ăsta este motivul pentru care acum suntem atât de însetați să mergem să căutăm cultura? N-am stat neapărat să analizez foarte în detaliu asta. Pot să spun că se întâmplă și că ne bucurăm, că ne bucurăm de asta și că ne bucurăm că încă sunt oameni dispuși să facă evenimente de genul ăsta, cum e Cartfest, și încă avem autorități care finanțează acte de cultură. Asta e adevărul și o fac destul de bine. Aș vrea să le reamintim, că nu mai avem, suntem pe final, să le reamintim brașovenilor, tuturor celor care ne urmăresc pe internet, pentru că avem foarte mulți care ne urmăresc strict pe internet, pentru că nu sunt în țară. Facem legătura între Brașov și cei care sunt brașoveni, dar locuiesc în alte părți. Să le reamintim. Astă seară, la Cristian, se joacă Născut. Da, născut în 90, dar la ora 6 înainte avem un recital al domnului Constantin Chiriac, iarăși este un mare directorul eveniment. Teatrului, da, directorul Radu Stanca, teatrului, directorul festivalului, care ne-a inspirat, ăsta e adevărul, prin tot ceea ce face. Deci el va fi la ora 6 aici în sala mare, cum îi spunem, iar la ora 20, Născut în 90, cu trei actori tineri născuți în 90, un spectacol pe care vreau să-l vedeți. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi. Sper să ne mai reîntâlnim cum ne-am reîntâlnit da, acum. Da, văd că se întâmplă și eu mulțumesc. Da. Mulțumesc frumos. Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și în dimineața aceasta. Ne reîntâlnim și mâine tot aici, la Fan Matinal, pentru că săptămânile se încheie doar cu Fan Matinal. Vă urez o zi minunată, cu soare în suflet și multe zâmbete, și rămânem conectați pe Facebook, pe Antena 1 Brașov. Stele, nu știi ce te așteaptă. Începe aventura cu 4 stele, curând la Antena 1. Poftiți la o probă de shopping viteză. Chiamă pe Bona Mița, vezi unde e. Nu e timp de stat. Plită electrică. Covor, galerii. Văzut. Pitele luăm peste. Luat. Liviu, chiar avem un concurs. Băi, nene, ce faci? Și fuga la casă. Repede ca să câștigi concurs. Poftiți la muncă. Dacă l-ați văzut cumva pe neamări, uneți piedică și... Joi și vineri, de la 20:30 la Antena 1. Descoperă ce...